În Revit 2021, dacă adăugăm breviarele de calcul într-un plan, ele vor apărea ca și vedere asociate acelui plan, ceea ce în versiunile anterioare ale softului nu era posibil. Astfel, vederile breviarelor de calcul pot fi identificate în ce planuri se află printr-o simplă căutare. Această noutate ajută utilizatorii să navigheze în proiectul lor mult mai eficient.